declarație, să spui eu mă duc după Isus. Pentru că Isus a spus, acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Un om care îl slujește pe Hristos, are locul asigurat. Ne ducem spre locul care ne este asigurat. Mântuire înseamnă că numele deja este scris în cer, nu trebuie decât să mai ajungem noi acolo. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Citim scriptura Luca, capitolul 9, versetul 10. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Isus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și au zis, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, nu avem decât cinci pâini și doi pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape cinci de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, Puneți-i să șadă cete de către 50. Așa și au uh, și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat tot și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămituri. Amin! Lăudați să fie Domnul. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Frați și surori, spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne rugăm ca fuga noastră, spunea Hristos, să nu fie iarna. Și această fugă se referă la ieșirea din ceea ce înseamnă sistemul lumesc și alergarea noastră pe calea aceasta a credinței. De ce spune nu iarna, să nu fie iarna? Uh, am zice, iarna te deplasezi greu. Sunt nămeți mari dacă, dacă ninge. Sunt nămeți mari, greu să te deplasezi. Ei, atunci când în Israel venea iarna, și acum când vine iarna, nu mai sunt sărbători. Următoarea sărbătoare este peste iarnă, este sărbătoarea Paștelui. Și vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbește iudeilor, le spune, faceți în așa fel încât ca lucrurile, sau dacă vreți, Creșterea voastră, formarea voastră, pregătirea voastră, trezirea voastră să fie atunci când se arată harul, când se arată puterea lui Dumnezeu, când este chemarea la celebrare, chemarea la sfințire, chemarea la închinare la Ierusalim, când a trecut sărbătoarea, atunci vine iarna. Și lucrul acesta este un mesaj foarte clar pentru noi care suntem în așteptare. Trebuie să ne pregătim să ne întâlnim cu cel ce vine. Și este o chemare pe care Scriptura ne-o face. Să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea har. Este sărbătoare, îmi veți spune ce sărbătoare frate. Este sărbătoare, e ziua Domnului. Și ori de câte ori este ziua Domnului, este o sărbătoare. Putem spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Pentru că dimineața am avut ocazia să vestim bunătatea lui Dumnezeu și seara, cu siguranță, vom vesti credincioșia Dumnezeului nostru. Lăudat să fie numele Lui. În dimineața aceasta deschidem scripturile și ne uităm în cartea lui Dumnezeu care ne vestește faptul că Isus a fost uh, uh, un predicator prin excelență. Pe lângă uh, lucrurile pe care le-a făcut, pe lângă minunile pe care le-a făptuit, Iisus a avut în vedere întotdeauna, prin cuvânt, sufletele oamenilor. Prioritatea lui Hristos a fost sufletele oamenilor. Așa se face că primind vestea că verișorul lui uh, Ioan a fost omorât a fost decapitat de către împăratul de către cărmuitorul mai degrabă, cărmuitorul Irod care cărmuia un ținut din, din Israel, o porțiune din Israel. Irod la executat fără să-l judece pentru că potrivit legii nu avea nicio acuzație împotriva lui. Dar și Cristos cu Cristos s-a întâmplat la fel că l-au judecat și l-au răstignit fără să-l fi găsit vinovat de ceva. Vă aduceți aminte că Pilat s-a spălat pe mâini în fața norodului și a zis, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. De ce l-a omorât Irod pe Ioan Botezătorul pentru ca să închidă gura celui care striga în fiecare zi nu ești bine. Și faptul că te depărtezi de vocea aceea care îți spune că nu ești bine nu înseamnă că vei fi bine. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Faptul că nu ne ducem, spre exemplu, la un medic să ne spună că nu suntem bine nu înseamnă că nu suntem bine dacă nu ne simțim bine. Trebuie să existe până la urmă o eu știu, o cercetare, o amănunțită, o, o analiză și așa mai departe. Irod s-a gândit că este cel mai uh, la îndemână lucru să închidă gura celui care în fiecare zi striga că este încălcată legea lui Dumnezeu, nu doar de el, ci și de nevasta lui, care era uh, fuzese căsătorită cu fratele lui Irod, Filip și nu era îngăduit să, să trăiască în această relație, și Ioan a vestit, iată, legea lui Dumnezeu, nu l-a botezat pe Irod, l-a lăsat să-și rezolve problema aceasta de familie. Și Irod, vă spuneam, la omorât pe Ioan. Ioan este ultimul erou al credinței Vechiului Testament, pentru că, așa cum găsim scris pe paginile Sfintelor Scripturi, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Asta înseamnă că cu Ioan se încheie Vechiul Testament, mesajul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care este, iată, ca un ecou mesajul acesta al Vechiului Testament, Ioan le-a strigat în pustie, neteziți calea Domnului, uh, neteziți cărările, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. De ce în pustie? Pentru că Israel ajunsese o pustie. Din punct de vedere spiritual, ajunsese în această stare de pustie. Vă reamintesc, Ioan este glasul lui Dumnezeu care s-a auzit după 400 de ani de tăcere. Dumnezeu a a tăcut timp de 400 de ani și îmi veți spune de ce a tăcut pe a tăcut, pentru că Dumnezeu a lăsat, iată, ca ecoul mesajului Vechiului Testament să străbată veacurile. Nu este nevoie să vorbească în fiecare zi, Dumnezeu a lăsat Scriptura. Și câtă vreme e în fața ta Scriptura, este vocea lui Dumnezeu, este glasul lui Dumnezeu, este mesajul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l auzim și pe care trebuie să-l punem la inima noastră. S-au încheiat scrierile Vechiului Testament cu patru secole înainte de Hristos. Ioan vine și spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Până atunci au fost cărți scrise, până atunci au fost istorii consemnate de la Ioan Botezătorul, Evanghelia Împărăției Cerurilor se propovăduiește. Luca ne spune povestea lui Irod, cârmuitorul Irod și vorbește despre această, această succesiune de, de intervenții, de mesaje transmise de Hristos către cârmuitorul Irod. Vedeți că nu se răzbună. Am putea spune că atunci când a stat în fața lui la judecată în Ierusalim mai târziu, Hristos nu i-a răspuns lui Irod niciun cuvânt. Și am zice, s-a răzbuna pe el pentru că l-a omorât pe vărul lui, pe Ioan Botezătorul. Dar nu pentru aceasta, ci Hristos spune Scriptura că, vedeți, la Irod l-a omorât pe Ioan Botezătorul, dar a avut, iată, în mintea lui această, această frământare sufletească, că a făcut, că a făcut un rău. Și zice cine este acesta vorbind despre Hristos. Este cumva Ioan înviat din morți. Adică iată că Irod spera că se va rezolva cumva problema lui. Am făcut un rău, dar cine îl va îndrepta? Nu cumva a înviat Ioan ca să mă pot uh, uh, ca să-mi pot restaura vina, să-mi pot restaura sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și spunea că era în nedumerire, nu știa ce să creadă, cine este Isus. Ar fi vrut să-l vadă, dar nu l-a văzut. Într-o zi a primit de la Hristos un mesaj prin uh, oamenii care erau în proximitatea împăratului, învățătorii legii care i-au transmis din partea lui Hristos următorul mesaj. Spuneți vulpii acelea că lucrez astăzi și mâine și a treia zi voi sprăvi. Mesajul lui Hristos era clar. După ce se vor termina lucrurile, când Dumnezeu termină, atunci înseamnă că nu mai se poate face nimic. Sfârșitul lui Rod a fost unul teribil, pentru că a fost omul care, în pofida faptului că i îndreptat, au îndreptat spre el, spre sufletul lui, cei mai mari predicatori din toate timpurile, Ioan Botezătorul și Isus sau Isus și Ioan Botezătorul, au vorbit cu sufletul lui Irod, Irod n-a vrut să se pocăiască. Nu? Sunt unii oameni care nu vor să se pocăiască nici dacă le-ar predica, nu știu care predicator, eu știu, care are notorietate mare. Nu, oamenii sunt doi dacă mi-ar predica X, eu am să mă pocăiesc. Uite, lui Rodia i-a predicat Hristos și nu s-a pocăit. Pentru că cine nu vrea să se pocăiască, cine nu vrea să-și deschidă inima, va fi întotdeauna păgubit. Pentru că Biblia spune că faraon care s-a împietrit în fața minunilor făcute de Dumnezeu și mesajelor transmise prin Moise, a ajuns în final ca să aibă inima, știți cum? Împietrită. Dumnezeu l-a lăsat așa împietrit. Nu l-a mai despietrit, l-a lăsat așa. Și vedeți că asta este până la urmă lecția pe care am putea să o învățăm, că până la urmă când Dumnezeu va isprăvi, atunci lucrurile o iau într-o direcție pe care o dă întotdeauna voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate spune că lui Dumnezeu nu i-a vorbit. Mulțimea adunată acolo, în pustie, a fost atrasă de mesajul Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Spune aici că oamenii au văzut corabia în care s-a urcat Isus și au văzut direcția spre care merge Isus, spre Betsaida, și pe țărmul lacului Genezaret, pe țărmul mării, spun evangeliștii, noroadele au alergat să-l întâlnească pe Isus. Domnule, nu au mers la pas, ci pur și simplu cu viteza cu care se deplasează o corabie. Da? Cine dădea la vâsle? Da, ucenicii la văzle, da? Și cu viteza respectivă, oamenii mergeau poate un pic mai repede decât Corabia în care, în care era Isus, și au ajuns de la un întâmpinat atunci când el a ieșit din Corabie, pe țărmul mării, undeva în zona lacului, în zona cetății, în zona Betsaidei, acolo unde a costat Corabia în care era Mântuitorul nostru Isus Hristos. Ce spune textul de astăzi și este un aspect din textul pe care l-am citit, un aspect despre care vreau să vorbesc în această dimineață. Sigur că este importantă minunea, am vorbit adesea despre minunea înmulțirii pâinilor, despre frimiturile care au fost ridicate, de faptul că s-au sătorat toți, de faptul că el, spune evanghelistul Ioan, el știe întotdeauna ce are de gând să facă, și câtă vreme Dumnezeu tace, înseamnă că El are și soluții, nu înseamnă că dacă nu vorbește, n-are soluție în căutarea. Nu, Dumnezeu caută întotdeauna oportunitățile, caută, dacă vreți, acele momente speciale, pregătite, în mod providențial, să intervină în așa fel încât numele Lui să fie proslăvit. El, ajunge, el nu ajunge niciodată prea târziu, ajutorul Lui vine întotdeauna la vreme, binecuvântat să fie numele Domnului. Uh, uitați-vă ce spune Luca și este singurul evanghelist care amintește detaliul acesta, vreau să fac precizarea că în Evanghelii sunt menționate șase înmulțiri ale pâinilor sau dacă vreți în șase locuri sunt prezentate, patru privesc această înmulțire a pâinilor, iar două prezentate de Matei și de Marcu vizează cea de-a doua înmulțire a pâinilor. Dacă în prima înmulțire a pâinilor au fost cinci pâini și doi pești, în cea de-a doua înmulțire au fost șapte pâini și câțiva peștișori, spun evangeliștii. Dacă în prima minune au fost, hrănite, au fost hrăniți cinci de bărbați, în a doua au fost hrăniți patru de bărbați, fără femei și uh, copii. Uh, Detaliul pe care îl furnizează Luca este legat de relația lui Hristos cu mulțimea, dacă vreți, cu oamenii care alergau după el. Și aici amintește un detaliu în versetul 11, spune așa: Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Isus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. În această dimineață aș vrea să răspundem întrebării când te primește Isus bine. De ce folosește Scriptura această expresie? Adică Dumnezeu îi primește bine doar pe unii oameni? Și răspunsul este da. Uitați-vă în Cartea Sfântă, în Geneza capitolul 4, încă din prima familie, copiii lui Adam și ai Evei ajung într-o tensiune în relația lor, nu sunt tensiuni legate de moștenire, de nu știu ce, gadget pe care trebuie să le, să le, împartă, să le exploateze, tot pământul e la dispoziția lor, și ajung să se să aibă discuții, să aibă flământări, pentru că unul se simte înțeles de Dumnezeu, primit de Dumnezeu și celălalt nu. Și spune în capitolul 4, versetul 7 din Geneza, că Dumnezeu îi enunță lui Cain un principiu general valabil pe care îl are Dumnezeu. Și dați-vă care este principiul despre care vorbește Dumnezeu. El spune așa, nu e așa? Adică îl invită să se gândească. Și spune, dacă faci binele, haideți, cu voce tare, vei, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui este ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Știm ce a ales Cain. Știm ce a ales Cain. A ales să nu fie bine primit. Pentru că nu poți să faci răul și să fii bine primit. Nu poți să, să trăiești în neascultare de Dumnezeu și să fii bine primit. Scriptura când spune Iisus a primit bine noroadele, înseamnă că Iisus a văzut ceva în atitudinea celor oameni. Pentru că cel care cercetează toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, este Duhul lui Dumnezeu care este cu noi și este în noi. Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Adică când Duhul vorbește cu noi, când Duhul îndreaptă spre noi mesajul lui Dumnezeu, mesajul este din adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu. Chiar dacă pare simplu, uneori mesajele lui Dumnezeu sunt simple pentru ca să înțeleagă tot omul, dacă vreți. Alteori Dumnezeu așează un mesaj în față și te invită să cercetezi cum este motorul bisericii noastre pentru luna, luna aceasta noiembrie. Să cercetăm ce este plăcut sau ce este bine înaintea Domnului. Cercetarea înseamnă muncă, cercetarea înseamnă preocupare, cercetarea înseamnă exercițiu zilnic ca să poți să ajungi la esență, să înțelegi sensul cuvintelor lui Dumnezeu. Isus a stat în fața mulțimii, având în mâinile lui cinci pâini și doi pești. Și toți se uitau la el. Toți se uitau la el. Vedeți că spunea cineva, dacă în mâinile, în mâna mea ar fi o, sau în mâinile mele ar fi o minge de basket, ar valora doar 20 de dolari, spunea cineva. Dar o minge de basket în mâinile lui Michael Jordan, spre exemplu, care a fost un mare basketbalist, valorează prin contractul lui de, de publicitate și contractul lui pe care, sau contractele pe care le-a avut cu cluburile la care a jucat, valora lucrul acesta, mingea aceea valora 36 de milioane de dolari. În mâinile mele, un toiag m-a apărat de niște câini care ar la mine. Dar un toiag în mâinile lui Moise a despicat o mare. Nu? Depinde în mâinile cui e toiagul, nu? Apoi, când am în mâinile mele o praștie, pot eventual să țin la, la distanță, eu știu, o, eu știu tot un, un, un câine care latră la mine. Dar o praștie în mâna lui David a însemnat uh, să salveze poporul Israel dintr-o situație foarte grea și să izbăvească pe Israel din mâinile uh, sau din fața unui uriaș care amenința uh, poporul lui Dumnezeu. Depinde în mâinile cui, uh, nu-i așa? ajunge praștia. A, și putem să mergem mai departe și să spunem, dacă cinci pâini și doi pești ar fi în mâinile mele, mi-ar asigura, Dani, doar prânzul, nu? Sau micul dejun. A, dar aceste cinci pâini și doi pești în mâinile lui Hristos înseamnă minune. Înseamnă puterea de multiplicare și acesta este Dumnezeul nostru. Slăviți să fie numele Domnului! Iată de ce, în această dimineață, spuneam, aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să răspundem întrebării: când Hristos te primește bine? Când? Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este că, spune aici, noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Vedeți că Isus. Nu a făcut o chemare specială? Rețineți? Versetul 10 spune, apostolii au venit și au, dat, au făcut darea de seamă, i-au spus lui Isus ce au întâmpinat în zona misiunii. Apostol însemnând trimis și așteptat să revii. Deci trimis și așteptați să revii, asta înseamnă apostol. Adică însărcinat să duci un mesaj și să te întorci să îi spui lui Dumnezeu ce au zis oamenii cărora tu le-ai vestit cuvântul. Apostolii s-au dus, au predicat și s-au întors la Isus. Dar noroadele despre care vorbim în această dimineață n-au fost chemate. Adică nu sunt în poziția celui care să fi primit o invitație specială și să, cu sam, se va întâmpla, așa cum spune Hristos într-o pildă, că un împărat a făcut nuntă Fiului Său și a dat niște invitații și cei invitați au declinat invitația și au spus mi-am cumpărat o pereche sau 12 perechi de boi, mă duc să încerc, mi-am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd și așa mai departe. Noroadele, spuneam din proprie inițiativă, însetați după cunoaștere, însetați după urmarea lui Hristos, cum este tematica acestei zile. Însetați oamenii din popor să, să îl caute, să-l asculte pe Hristos. Atenție, sunt în stare să alerge, să alerge să-l întâlnească pe Isus. Și primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este că Întotdeauna Dumnezeu te va primi bine când cauți să înțelegi cine este Isus și întotdeauna să fii gata să mergi după El. Nu e o chestiune foarte complicată, dar ar trebui să se vadă în felul în care străiești viața, că auzi la modul continuu chemarea lui Hristos. Nu trebuie să sune de aici, nu știu ce anunț bombastic ca să vină poporul Domnului la biserică, trebuie să fie în lăuntrul nostru, trebuie Duhul nostru să fie tras, ceva din lăuntrul nostru să nu le dea liniște să stăm acasă, să venim spre Hristos, să venim, dacă vreți, spre părtășia pe care Dumnezeu o pune în fața Noastră. Isus vede pornirea inimii oamenilor care vin spre El și îi primește bine. Îi place lui Dumnezeu să te vadă că Îl caut, să te vadă că Ești interesat, că Ești gata să cercetezi, că Ești gata să aprofundezi, că Ești interesat de scrierile Lui. Vreau să vă spun că sunt texte. În scriptură, pe care unii dintre noi nu le-am lecturat niciodată. Și vă spun cu durere, pentru că am ajuns să fim selectivi în a, cerceta, în a ne uita în scriptură și a, a, a cita doar anumite versete care ne convin și le căutăm. Faptul că avem astăzi motoare de căutare, am zice, uite, ne. ne Uh, ușurează munca. Vreau să vă spun următorul lucru. Trebuie să învățăm, să cercetăm scripturile și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt autori care nu sunt confortabili când citești o carte, spre exemplu, nu știu, care e cartea vechiului sau Ezechiel, spre exemplu. E o carte extrem de, de adâncă și complicată. Dar este o, o carte care a fost inspirată de Duhul și este inspirată de Duhul. Ea transmite un mesaj. Este mesajul lui Dumnezeu, care trebuie să ajungă în sufletele noastre. Trebuie să fim interesați de cuvintele Lui Dumnezeu. Al căuta pe Dumnezeu înseamnă pe de-o parte ca și Isaia. Să-l cauți în lăuntrul tău. Să vorbești cu El, asta înseamnă să îți facă plăcere. Rugăciunea ta în odăiță, înseamnă să-ți facă plăcere să contempli prezența lui Hristos în tău. Să-L binecuvântezi că te-a născut din nou. Să-L binecuvântezi că ești templul Duhului Sfânt. Să-L binecuvântezi că Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au venit la tine și ți-au desăvârșit viața. Ce lucrare extraordinară l a făcut Harul lui Dumnezeu. Și să te bucuri, să-ți fie drag să stai cu Dumnezeu în odăița ta, unde nu te vede nimeni, să petrești timp doar să îl cuvântes pe Dumnezeu. Este plăcerea pe care o ai de a sta de vorbă cu Domnul. Apoi să se vadă râvna ta. Știți, râvna se poate observa. Știți, Iisus le-a văzut unor oameni râvna lor. Nu puteau să-l să facă, să facă bine pe un bolnav. Nu puteau, că nu era în puterea lor. Dar știți ce au făcut? Domne, s-au dus și l-au urcat pe o targă și l-au cărat până la locul unde era uh, mântuitorul Iisus Hristos. Nu e ușor să care un bolnav. Nu. Astăzi, dacă ave, avem mașini, slavă Domnului, și putem să le folosim în slujba Domnului și să aducem la biserică pe unul, pe altul și putem să facem lucrul acesta, mai ales în ziua cinei. E frumos și e bine și vă sfătuiesc să facem lucrul acesta. Doamne, ajută, Doamne de izbândă dar în timpul ăla pe jos trebuiau să-l să, -l, să -l ducă. Da? Și vă dați seama, era Un om care trebuia să, cu care trebuia să te porți ușor, nu că omul avea durerile lui. Vă dați seama ce a însemnat drumul de acasă până la locul unde, unde predica Isus. Dar oamenii aceștia au ajuns acolo și spune Scriptura că atunci când au desfăcut cel mai probabil la irisirea acelei case care era în mijlocul planșeului, când, a văzut, când a, a văzut Iisus că se, se deschide irisirea aceea, s-a oprit din predică. Pentru că s-a uitat la oamenii aceia și spune Evanghelistul Iisus, le-a văzut ce? Credința. Nu tupeul, ci credința. Iată niște oameni care au făcut ceva pentru ca și un, un al cincilea, un prieten de-al lor, un apropiat de-al lor, să vină și să-l audă pe Isus. A zis, dacă îl ducem acolo, cu siguranță se va întâmpla ceva. Iisus le-a văzut credința. În timp ce oamenii alergau pe marginea lacului Genezaret, Iisus a uitat la ei. Probabil ucenicii au zis, uite, uitați-vă, ăștia fac mișcare de dimineață. Da, da, sunt copii, sunt bătrâni, sunt bolnavi, e, a, merg, alergau, așa cum puteau, alergau spre locul de întâlnire cu Iisus. Nu erau în mișcarea de dimineață, nu își plimbau câinii de dimineață ci pur și simplu se duceau spre locul de întâlnire cu Isus. Și Isus a uitat în inima lor, pentru că felul în care îți trăiești viața de credință, felul în care te duci spre Dumnezeu, este văzut de Dumnezeu și este apreciat de Dumnezeu. El te primește bine când ești gata să mergi cu inimă deschisă spre întâlnirea cu Domnul. Noi venim în casa Domnului și ne bucurăm că suntem în dimineața aceasta aici. Trebuie să venim cu bucurie. Spune apostolul Pavel, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, Și de unde veneau cuvintele astea? Din, Dintr-o temniță obscură, întunecată, rece, probabil cu umezeală pe jos. Astăzi oamenii care vizitează temnițele, catacombele și temnițele uh, folosite în perioada romană, rămân impresionați de, de condițiile de acolo. Gândiți-vă că Pavel a fost într-una din ele, în uh, temnița rece, unde un mai tânăr colaborator, pafrodit vă spunea la timpul de rugăciune, s-a îmbolnăvit în câteva zile cu Pavel acolo. Probabil a făcut o pneumonie și uh, Pavel spune era, era gata, gata să moară. Deci vă dați seama în ce, în, în ce situație uh, dramatică. Uh, de acolo, din, din celula aceea, din întunericul acelei celule, a răsunat un mesaj de încurajare din inima unui apostol care le-a spus credincioșilor care stăteau confortabil în biserica din Filipii, le-a spus, bucurați-vă totdeauna în Domnul! Pe tine ce te împiedică să te bucuri? Ei, în dimineața aceasta, Domnul să ne ungă cu un delem de bucurie. Să fim înaintea Domnului Dumnezeu gata să îl, îl căutăm pe Domnul. Isus le-a dat părinților săi o lecție extraordinară. Spune Luca capitolul 2, atunci când împreună cu părinții au mers la Ierusalim, când a avut loc, au participat la o sărbătoare anuală, Acolo spune Cuvântul lui Dumnezeu că Maria cu Iosif s-au întors în spre Nazaret. După trei zile de călătorie au realizat că nu este Isus cu ei, s-au întors la Ierusalim și l-au căutat. În, în zilele l astea l-au căutat și după ce l-au găsit, spune că l-au găsit în templu. Vedeți că l-au căutat, unde să-l cauți? L-au căutat pe străzi, l-au căutat în, în, în margine ale orașului, dar nu le-a venit în minte să-l caute în templu, în casa lui Dumnezeu. Și când l-au găsit, uitați-vă ce cuvinte folosește Iisus. El spune așa, de ce m-ați căutat? Hmm? Zice, de ce m-ați căutat? Păi cum să, să spui unor părinți de ce, de ce m-ați căutat? Pentru că au considerat că ești pierdut. Dar vezi că Iisus transmite dincolo de cuvintele acestea un mesaj foarte clar. Este mesajul lui spre cei care spre cei care vin să-L caute pe Dumnezeu. De ce îl cauți? Isus îi primește bine pe cei din popor, pe, primește bine noroadele, pentru că Isus vede ce se întâmplă în inima celor oameni. Îl caută pentru că Isus este Domnul. Îl caută pentru că El are cuvintele vieții veșnice. Slăvit să fie numele Domnului. Tocmai de aceea trebuie să învățăm în această dimineață să ne lăsăm inspirați și să învățăm din lecția Scripturii să-l căutăm întotdeauna cu sufletire pe Domnul. Să-l căutăm pe cel care ne caută, să-l căutăm pe cel care se lasă găsit, să-l căutăm pe cel care vrea să intre în relație cu noi, vrea să ne locuiască. Și vreau să vă spun că întotdeauna mesajul lui Hristos a fost acesta. Dacă voiește cineva să vină după mine. Nu va crea niciodată presiune, nu, uh, nu te va duce uh, așa, uh, nu, uh, punând o, o, o presiune pe sufletul tău, nu, uh, luându-ți mijloacele de subzistență, forțându-te să treci prin nu știu ce, uh, ce strâmtorare ca doar doar să te pocăiești. Vreau să vă spun, atunci când te întorci la Dumnezeu, vei înțelege lucrul acesta, trebuie să o faci din dragoste vei cunoaște dragostea Lui. Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Da? Deci mesajul Lui Dumnezeu este întotdeauna plin de dragoste și este mesajul care trebuie uh, înțeles, este mesajul chemării la mântuire. Dumnezeu te vrea lângă El și nu oricum, te vrea cu gelozie pentru sine, dar nu oricum, El te vrea ca la rândul tău să fii interesat, să fii pasionat, de a-L urma pe Domnul nostru Isus Hristos. Isus le-a văzut hotărârea, le-a văzut inima. În timp ce ucenicii vorbeau cu el, el se uita la mulțimea aceea care alerga pe, mar pe, marginea lacului Genezaret și spunea, îmi place râvna lor. De aceea când noroadele s-au strâns în fața lor, spune evanghelistul, noroadele au priceput că în corabia aceea este Isus. Iată că au fost interesați ca să pricepi un lucru, înseamnă să te uiți atent, să vezi până la urmă în care din corăbii, că în timpul acela circulația era foarte foarte dinamică. Astăzi doar, doar pelerinii mai, mai circulă pe lacul Genezer, mai sunt purtați de corăbiile acelea pe care gazdele le pun la dispoziție. Dar nu, e, nu, se fac, nu, se mai pescuiește cum se pescuia altă vă că erau o mulțime de curăbii cu mulți pescari care își făceau treaba și că din asta trăiau în timpul acela. Ei, pe, pe lacul Genezaret era o corabie pe care oamenii au urmărit-o cu privirea. Toate semănau între ele, dar au priceput că acolo este Isus. Pentru că este până la urmă este un lucru pe care trebuie să-l descoperi tu. Trebuie să pricepi că Dumnezeu este pentru tine, că Dumnezeu te vrea în părtășie frățească, să fii parte din poporul lui Dumnezeu. Când ești primit bine, când ești gata să recunoști cine este Isus și să fii gata să-l urmezi, să arăți interes pentru, pentru el pentru relația cu El, și Dumnezeu îți va arăta bunăvoința Lui în toate zilele vieții tale. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l surprindem este că aici spune cuvântul lui Dumnezeu că Isus a văzut nu doar uh, atitudinea uh, plină de respect a oamenilor din popor care au făcut o alegere și au mers după Isus. Nu doar că le-a văzut până la urmă pornirea inimii, că sunt gata să îl întâlnească pe Isus, nu doar să vorbească despre Isus. Un al doilea aspect pe care își vrea să-l vedem este că Isus i-a primit bine pentru că Isus s-a uitat în sufletul lor și a văzut că au o vie dorință să asculte Evanghelia. Uitați-vă ce spune aici versetul 11, el le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Deci, Isus le-a primit bine și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. A văzut că sunt nevoi felurite, nu? N-a stat să întrebe de ce m-ați căutat, cum i-a întrebat pe părinții lui. Nu mai era nevoie, nu mai făcea sens. Cum să spui unui om de ce ai venit la biserică? A venit la biserică, lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul, a plecat de acasă, a cheltuit. A venit la casa lui Dumnezeu. Iisus spune Scriptura, se uită la ei și a văzut în sufletul lor că le arde sufletul să-L audă pe Isus. Și a zis, dacă tot am făcut drumul, nu vreau să stau în curtea bisericii, nu vreau să stau pe telefon în biserică, vreau să aud cuvintele lui Dumnezeu. Vreau să las să se vadă că sunt flămânci în seta după neprionire, că vreau să primesc cuvintele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine. N-au zis, am alergat, sunt aici, Doamne, prezent, dacă întreb de uh, Avram, sunt aici, nu? Sau de nu știu care evreu. Iosua uh, era cel mai răspândit nume în, în, în poporul lui Dumnezeu. Uh, deci sunt aici, nu prezență. Și Isus a văzut, tocmai de aceea, când începe să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, Isus a, văzut, a văzut interesul acelor oameni. Vor să cunoască și, atenție, vor să intre în împărăția lui Dumnezeu. Au fost oameni care l-au ascultat pe Hristos s au rămas impresionați de cuvintele lui. Nicodim a venit la el și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de sus. Că nimeni n-ar predica, nimeni n-ar învăța pe norod așa cum o faci tu. Vezi că nu a zis noi, am cercetat și am văzut că tu ești Mesia, că te-ai întrupat în lumea aceasta. Nu, nu, zice, domnule, am sesizat că ești un predicator iscusit, ești un învățător venit de sus, ai venit cu un mesaj. Dar oamenii care despre care vorbim în această dimineață, cei din norod pe care Hristos i-a primit bine, sunt oameni care uh, îl căutau pe Hristos pentru că au înțeles puterea cuvintelor lui Isus, puterea mesajului lui Hristos, interesul pentru, pentru cuvântul care era predicat în timpul acela. Un cuvânt care, atenție, a devenit scriptură, da? Cuvântul a devenit scriptură. Pentru că, vedeți, au fost predisținute în sinagogi, au fost predisținute în, în bisericile secolului I, dacă vreți. Și acele predici ținute de apostoli au zidit biserica locală, dar ele predicile au devenit și scriptură. Pentru că au fost predici care sunt uh, consemnate, sunt reținute aici pe pagine Sfântului Scripturi. Și uitați-vă în faptele apostolilor. Uh, sunt cuvinte spuse, uh, sunt cuvinte rostite, sunt predichinute. Predica lui Ștefan, spre exemplu, din, uh, din uh, fața Sinedriului înainte de a fi scos afară, condamnat și omorât cu pietre. Uh, iată, predica lui Ștefan este reținută. S-a adresat unor oameni care stăteau în fața lui, dar. Cuvintele au devenit scriptură. Dumnezeu a lăsat ca acel mesaj, dacă te întrebi, dacă mi-ar predica mie Ștefan din Biblie, ce mi-ar zice astăzi? E uite ce ți-ar zice, ce le-a zis și oamenilor de atunci. Este mesajul pe care Dumnezeu îl lasă să devină scriptură pentru ca să zidească poporul lui Dumnezeu în orice timp, în orice generație. Oamenii care au venit după Hristos au arătat că prioritatea întâlnirii cu Hristos este să-și cultive sufletul. De aceea venim la biserică, fraților. De aceea trebuie să ne rugăm, de aceea trebuie să cântăm, de aceea trebuie să ne închinăm, să dăruim, de aceea trebuie să, așa cum erau cântecele mai devreme, să-i dăm cinste, să-L glorificăm pe Domnul nostru Isus Hristos. De aceea trebuie să ascultăm cuvintele Lui Dumnezeu, pentru ca sufletul nostru să fie hrănit, să fie întărit, să căpătăm har. Dumnezeu dă întotdeauna har celor smeriți. Le dă har. Ăsta este mesajul pe care îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturii. Iisus i-a primit bine pe cei din Orod. Și uitați-vă ce imagine extraordinară ne prezintă Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 7, Isus spune următoarele cuvinte: Eu sunt ușa oilor. Ce este ușa? Este locul unde are loc accesul. Și Isus spune: Eu sunt ușa. Dar uitați-vă ce spune în versetul 3. El spune așa: Pune-te, rog, și versetul 3. Ioan 10 cu 3. Zice, portarul îi deschide, oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate din, din, din staul. Mai departe, după ce a scos oile merg, pune, te rog, ia, pune de la versetul 1, haide ca să nu căutăm că pot să deschid eu. De vreau să spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Mai departe, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Da? este păstorul loilor. Și versetul 3, da, portalul îi deschide și așa mai departe. Uitați-vă ce spune Hristos. Că El este, pe de-o parte, este păstorul care intră pe ușă, dar în același timp El este ușa. Și stai așa și te întreb, Dumnezeu, cum? Cum să înțelegi lucrul acesta? Pentru că este clar, Hristos are un mesaj. Este un mesaj extrem de, de, de profund. Când Iisus spune, eu am intrat pe ușă, vrea să spună, eu am venit să împlinesc voia Tatălui, pentru aceasta m-am întrupat în lume. Și devin ușă în momentul în care împlinesc voia Lui Dumnezeu. Pentru că toți aceia care mă urmează pe mine, ascultând de mine și urmând modelul meu, să intre la rândul lor în ascultare și să intre în împărăția Lui Dumnezeu. Și este un lucru extraordinar. Adică Iisus spune, eu devin ușă în momentul în care împlinesc voia tatălui meu care m-a trimis. În momentul respectiv, eu intrând pe ușă, arăt că eu sunt primul care mă supun voie Tatălui, pentru aceasta am venit în lume, am venit să fac voia ta, Dumnezeule, spune în cartea psalmilor, pentru aceasta a venit în lume. Dar ce frumos că El Intrând pe ușă, ascultând primul de voia lui Dumnezeu, este în stare, are autoritatea să spună oamenilor veniți după mine. Pentru că intrând după el, ușă însemnând accesul, accesul devine posibil prin Hristos când intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Au fost oameni care au rămas impresionați de cuvintele lui Isus. L-au auzit predicând. Spre exemplu, aprozii care s-au dus să-l aresteze, au rămas în adunarea aceea și au rămas impresionați de predica din ziua aceea. Și au zis, wow, zice, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, spunea Ioan în Evanghelie. Iată că oamenii care au venit să-l aresteze, dintr-o dată, au uitat de ce au venit acolo. Au venit s-au așezat în adunare și au rămas pătrunși și ei de cuvintele lui Isus. Dar au plecat și și-au văzut de viață. Nu s-au lăsat pătrunși, n-au înțeles până la urmă și n-au experimentat în viața lor puterea cuvintelor lui Isus. Isus se uită la oamenii care sunt flămânți și însetați și întotdeauna Dumnezeu îi va primi bine pe toți aceia care vin spre El, spunea Hristos, ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, că cei vor fi Săturați. Știi care este răspunsul lui Dumnezeu pentru foamea ta spirituală? Este să-ți spună în față hrană, în așa fel încât să mănânci și să te saturi. Așa cum mai târziu, din punct de vedere fizic, au mulțit pâinea și peștii și au mâncat tot și s-au săturat și au rămas 12 coșuri pline de fărămituri. Când te primește bine, Isus? În al doilea rând, când prețuiești Cuvântul și sfatul lui, când ești gata să te delectezi cercetând scripturile, înțelegând până la urmă cuvintele lui Dumnezeu. Am fost zilele acestea la o întâlnire cu niște tineri și m-am uitat. Uh, pentru că le-am vorbit din Biblie, da? M-am uitat la ei și mi-am dat seama că dacă nu transmitem adolescenților și tinerilor interesul pentru Biblie, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, o să vorbim deasupra capetelor, că nu o să ne înțeleagă nimeni. Și nu pentru că nu se dă învățătură, nu pentru că nu este claritate în predicarea Evangheliei, nu este exercițiu. Nu este exercițiu. Ca să îi dai dreptate lui Dumnezeu, trebuie să știi ce a zis Dumnezeu. Trebuie să-i citești Scriptura, trebuie să-i cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să-l facem. Trebuie exercițiul ăsta în fiecare zi dacă tot trimitem mesaje și chiar îi spuneam lui Denis un pic mai devreme, domnule, nu știu cum facem că trimitem tot felul de citate, apreciem citatele. Domnule, a zis Luther, a zis Calvin, a zis, nu știu care, Ghiote, nu mai știu care, Luminat, și noi nu trimitem, spre exemplu, cuvintele lui Hristos. Noi nu-L cităm pe Hristos. Nu cităm pe Pavel, spre exemplu, nu cităm Scriptura. Și lăsăm cumva să treacă pe lângă noi ocazii. Dacă tot o facem și ne salutăm, ne, ne încurajăm unul pe altul, atunci să folosim Biblia. Să lăsăm. Nu să se umple internetul de ghiote, de, de luteri și de alții. Să se umple de cuvintele Lui Hristos. Dacă tot oamenii ajung din întâmplare să citească, atunci să citească ce a zis Isus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Doamne ajută! păstorul a intrat primul pe ușă. <laughs> pentru că este primul care s-a supus voii lui Dumnezeu. A intrat pentru că dincolo de ușă a invitat comunitatea de credință sau dacă veți oamenii care ajung să creadă în el, i-a invitat dincolo de această experiență. Umblândul, umblând pe urmele lui Hristos, călcând pe urmele lui Hristos, ajungem să descoperim, spunea Hristos, va ieși și va găsi pășune pentru el, și pentru Sufletul Lui. Când ești primit bine de Isus, în al treilea rând, când ești gata să mergi spre El cu credință. Uitați-vă imaginea, spune că Isus nu doar că a văzut ce este în Sufletul lor, nu doar că a văzut nevoia lor de cunoaștere, nevoia lor de, de a li se spune adevărul și de a urma adevărul. Isus a uitat și la bolile lor. S-a uitat la nevoile lor. Ei au venit la întâlnirea cu Isus așa cum erau ei. Și Isus a uitat și a văzut, spune aici versetul 11, că și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Aveau trebuință de vindecare. Știți că este în Evanghelie o uh, relatare despre, uh, despre Hristos că a intrat într-o sinagogă și spune Scriptura că acolo l-a vă, văzut pe un om care avea mâna uscată. Și sigur că s-a uitat spre auditoriu, este singurul loc în, Mate, în Marco capitolul 3 unde spune că Iisus i-a privit pe oameni cu mânie. Domnule, cum adică să te uiți la auditoriul tău unde nu, vrei să îi convingi, vrei să îi încurajezi, nu? să te uiți la ei cu ochii scânteitori, să fii mânios. Zice, s-a uitat spre ei mânios și i-a întrebat pe oamenii aceia, este bine ca în ziua sabatului sau este îngăduit ca în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Și ei ce au zis? Nu, în ziua sabatului trebuie să facem binele. Ok, Hristos spune, bun, dacă o să vă cadă uh, oaia în, într-o groapă, ce, te duci la marginea gropii și spui oi care behăie, care e în pericol, îi spui, e ziua sabatului, nu poți să te salvezi. Nu, întinzi mâna, o apuci de blană, o scoți din groapă. Faci așa, tăcere, nimeni n-a comentat că așa făceau. Dar acum Isus îl vede pe omul cu mâna uscată. Și uitați-vă ce face Hristos. El spune acelui om, așează-te, știți unde? În mijloc. Ești dintre rânduri. Probabil că oamenii de acolo nici nu știau. Zice, cum nu e membru în comunitatea noastră? E din biserica noastră? Nici nu am știut. Iisus spune, pe de-o parte, zice, așează-te în mijloc și uitați-vă că vorbește cu omul acela și îi spune un lucru extraordinar. Îi spune așa, întindeți mâna. Și expresia aceasta, întindeți mâna, nu spune ridică mâna ca să arăți că că să arată celor din biserică că tu nu, îți, îți mâna. Nu, ci Isus spune îndreaptă-ți mâna și ați ți îndrepta mâna înseamnă să arăți cu degetul tău spre cel care este în mijlocul adunării spre Cel care este prezent în mijlocul adunării, spre Cel care merită toată gloria, toată slava, toată cinstea. Îndreaptă-ți mâna, spune Hristos, pentru ca să se evidențieze faptul că prin bunăvoința lui Dumnezeu, îndreaptă-ți mâna spre cer ca să arăți că Dumnezeu este în cer și tu ești jos pe pământ. Dar îndreaptă-ți mâna spre cel care este în adunare, spre cel care este în mijlocul poporului. Întinderea mâinii înseamnă recunoaște public că ești dependent de Hristos, că știi cine este Hristos, că știi că de El depinde izbăvirea ta, de El depinde ajutorul tău. Isus stă în fața unor oameni care au nevoie de El. Le simte frământarea, freamătul sufletului și mesajul lui este un mesaj de încurajare. În timp ce le predică, creează cadrul potrivit ca oamenii să celebreze ajutorul lui Dumnezeu. În timp ce tu îl asculti și îți faci partea ta, să nu te temi, Hristos își face partea lui. În timp ce asculți, în timp ce îți faci uh, treaba ta, vii la biserică, te nevoiești pe, pe calea aceasta a credinței. Dumnezeu își va face întotdeauna partea a lui. Nu știm ce are de gând să facă, spune Ioan. Așa este. Nu doar că va mulți pâinile și peștii, ci Isus are de gând să vindece bolnavii. Slăvit să fie numele lui. El are de gând să facă lucruri extraordinare. Nu doar să satisfacă foamea că au mâncat mai spre seară, dar a doua zi li s-a făcut din nou foame. Foamea este, este, exercițiul zilnic, nu? Este lucru pe care îl experimentăm în fiecare zi. Și să știți, este un semn de normalitate. Da? Întotdeauna Hristos când a vindecat bolnavii sau învia morții, le-a spus celor din familie, am o recomandare, dați-i să, să mănânce. Dați-i să mănânce. Dați dați să mănânce! M-am bucurat că, externându-o pe Gabriela, venind acasă, m-am bucurat că are o poftă de mâncare. Domnul să o binecuvânteze și să o țină sănătoasă și uh, mă, mă, mă rog să pot să țin pasul pregătind în timp ce ea mănâncă. Da! Iisus se uită spre oameni și vede nevoia, așa cum se uită spre noi în dimineața aceasta. Spune-i lui Isus când ai venit aici în casa Domnului, spune-i care sunt nevoile tale. Poate și chiopătezi, poate... Nu, Evrei 12 spune că un om poate să ajungă să-și chiopăteze de ambele picioare. Este timpul să ne întoarcem la Domnul, să-i cerem ajutorul lui. Nu pleca de aici, roagă-te! cere lui Dumnezeu să se îndure de tine. El te va primi bine. Nu o să spună tu m-am uitat în buletinul tău, tu mai vrei vindecare? Pui tu ești la 80 de ani, la 90 de ani. Ce mai vrei vindecare? Lasă-să să vinde pe nu știu care de 15 ani, de 10 ani, de 12 ani, un copil de 3 ani, nu care sunt pe listele noastre de rugăciune. Noi venim spre Hristos pentru că el are milă de noi. Primi, suntem primiți cu bunăvoință, suntem primiți bine de Isus. Când există sinceritate, când există transparență, când există deschiderea aceasta față de El, față de întâlnirea cu El, să vii la El așa cum ești și să-i ceri să se atingă de tine. Ce frumos! Isus le cere oamenilor. Zice, în mijloc acolo, în mijloc acolo du-te în mijloc acolo. Pe de-o parte să te vadă toți că ești acolo, că ai venit la biserică deși ai mâna uscată, că ai venit la biserică deși ai neputință. Iisus i-a văzut pe oamenii bolnavi că alergau pe marginea lacului Genezaret să-L întâlnească pe Iisus. Nu? Și noi, cărora ne merge bine, suntem atât de lenți în, în a alerga pentru ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și apoi ne mirăm de ce de ce mâna Domnului este împotriva noastră? Aș vrea în această dimineață să-i cerem lui Dumnezeu să ne ierte. Pentru că Biblia spune să nu fim nepăsători de darul care este în noi. Ați auzit bine? Să nu fim nepăsători de darul care este în tine. Nu fi nepăsător de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Mântuirea este primul dar. Ia, din mântuire apar ramificațiile. Este rodirea pe care Dumnezeu o pune în, în fața ta. Aș vrea să. Îi cerem Domnului la finalul acestei slujbe să se uite cu durare spre noi, să se uite cu durare spre sufletele noastre, să ne rugăm Domnului Dumnezeu. Am o veste pe care ne-o dă Scriptura, o reamintesc în dimineața aceasta, Hristos este în mijlocul nostru. Să-l binecuvântăm pe Domnul. Uite, mi-a venit gândul acesta și de ce nu? Haideți să folosim cadrul acesta dacă este cineva aici bolnav, este neputință. Poate să vin aici, în mijloc, toată biserica, o să ne, ne unim în rugăciune, să ne rugăm pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnul să-și proslăvească numele, Domnul să lucreze cu putere, așa cum l-a chemat pe acel, acel bolnav, acel om cu mână uscată, stai în mijloc, acolo unde este Dumnezeu. Că un bolnav trebuie să vină la Dumnezeu, el trebuie să vină spre Dumnezeu, el trebuie să întindă mâna spre Isus, pentru că Isus este. Domnul, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Și dacă cineva are încredințarea aceasta și simte în duhul că este dimineața când vrea să fie atins de puterea Domnului, să vină aici în mijloc, ne vom ruga cu toată biserica. Domnul să asculte rugăciunea noastră. Amin.